Dragilor, este o bucurie și în această dimineață să fim împreună într-un număr atât de frumos, într-o dimineață cu soare, cam răcoare, dar totodată ca o zi de primăvară. Dorim ca și ziua de primăvară să se întindă și în viața familiilor noastre și Bunul Dumnezeu în continuare să reverse binecuvântare peste toate familiile bisericii. Amin. Vă invit respectos să le ridicăm cu toți în picioare și pentru sesiunea 2 am dorit ca să citim câteva versete din Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu, versete deosebit de importante pe care le voi enunța. Prima se află în Vechiul Testament, la Genesa capitolul 2, versetul 24, a doua, și a treia se află în Noul Testament. A doua este la 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 5, iar ultima este în Evrei, capitolul 13, versetul 4. Cei care aveți Biblia dumneavoastră, vă invit respectos să le urmărim împreună, pentru că sunt deosebit de instructive vorbindu-ne la provocările care le avem în casele noastre. Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu în Genesa capitolul 2, versetul 24 spune în felul următor. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 5. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială pentru un timp ca să vă îndeledniți cu postul și cu rugăciunea. Apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Iar un text deosebit de frumos care ne arată valoarea pe care o pune Dumnezeu pe familie. Evrei, capitolul 13, versetul 4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Amin. Ocupăm locul cu toții. <cătări> dacă se poate proiecta sesiunea 2A, nu știu dacă vom ajunge la sesiunea 2B, dar sesiunea 2A, cu ajutorul domnului, o vom acoperi. A, A. mulțumesc. A. Și în ce privește sesiunea pentru această dimineață, prima parte, este intitulată Provocările familiei. Sunt mai multe provocări care sunt prezente în familie, dar dintre aceste multe provocări, o mare provocare a familiei în care se află astăzi este provocarea vis-a-vis -vis de relații între soț și soție. Nu vom intra în niciun detaliu în acest sens, dar într-un mod generic, într-un mod biblic, ca și ieri, sunt două forme în care putem aborda acest subiect. Prima formă este forma populară, este forma în care nu ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, ci ne bazăm pe studii psihologice, ne bazăm pe înțelepciunea omenească și... Având în vedere faptul că atunci când ne bazăm pe aceste lucruri, suntem aproape garantat să eșuăm, vom recurge la a doua metodă. Și biților, cum am notat ieri, cuvântul lui Dumnezeu este inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este manualul de lucru pentru orice familie. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește la toate subiectele din nefericire, Adeseori avem tendința să recurgem la materiale și la cărți care nu sunt inspirate, și la metode care nu sunt inspirate sau aprobate de Dumnezeu. În schimb, este o carte care are 66 de volume. Această carte este Biblia. Și în aceste 66 de volume, Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu ne vorbește la toate nevoile noastre și la toate provocările noastre. În Statele Unite ale Americii, în comunitățile noastre române pentecostale, s-a pus și s-a făcut anumite întrebări și s-a întrebat pe familiști care sunt problemele cu care se confruntă ei. Și observați, din punct de vedere a problemelor românilor din America, și nu cred că doar din America, ci și din alte părți, din diaspora și din România, întrebările ridicate delimitează subiectele de îngrijorare sau subiectele de preocupare pentru dumneavoastră. Și uitându-ne la întrebările de ieri, se cam uh, potrivesc provocările sau întrebările din Statele Unite ale Americii și cele din România. Atunci când oamenii au fost întrebați uh, să, uh, să ne spună cam cu ce probleme se confruntă ei, uh, problemele care au ridicat între 40 sau 50% din persoane au fost probleme vis-a-vis -vis de intimitate. Apoi, 30 sau 40% din persoane au ridicat probleme de comunicare. Aseară am abordat și am ridicat problemele acestea de comunicare. Apoi, 10% au fost probleme de agresivitate și violență, care totuși ne-a surprins, având în vedere că suntem creștini, având în vedere că suntem persoane născute din nou nici nu ar trebui să se pună problema aceasta a violenței, dar trebuie adresată și aceasta. Și apoi 10% au fost probleme parentale. Aceasta și din nou m-a surprins pentru că și această problemă ar trebui să fie uh, o provocare mult mai mare. De aceea am rezervat un timp special la, ca sesiunea numărul 3 să, ne, să introducem subiectul de darul de a fi părinte, ce înseamnă să fii părinte și care sunt responsabilitățile unui părinte. Dar în dimineața aceasta, întorcându-ne înapoi la Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, vom acoperi un subiect subiect deosebit de important, deosebit de neglijat în familiile noastre, deosebit de neglijat la programele noastre și nu este cadrul într un program divin să acoperim lucrurile acestea. În schimb la un seminar de familie. Este important ca să ne uităm din nou în cuvântul lui Dumnezeu. mai ales, în pasajele pe care le-am citit, care le-ați auzit și înainte, să ne uităm să vedem ce spune Sfânta Scriptură. vis a -vis de problemele de intimitate, Sfânta Scriptură vorbește și consideră intimitatea între soț și soție ca ceva ca fiind rânduit de Dumnezeu. Nu a fost rânduit de cel rău a fost ideea lui Dumnezeu înainte de căderea omului în păcat. Este adevărat, cel rău a încercat să corupă orice lucru bun și frumos dat de Dumnezeu, inclusând intimitatea între soț și soție. Trebuie să ne aducem aminte privind în textele Sfintelor Scripturi din Genesa, din Noul Testament, căci aceast, acest mare dar din partea lui Dumnezeu a fost rânduit de el, este de dorit în căsătorie și este foarte important în căsătorie. În ciuda acestui fapt, căci Scriptura vorbește clar la acest subiect, de-a lungul istoriei, au existat persoane bine intenționate și, din nou, repet, bine intenționate, nu-i criticăm, care au considerat intimitatea ca fiind carnală, nesfântă și un rău necesar, folosit doar pentru procreere. Acum ar trebui să vedem și să ne uităm mai atenți în Sfânta Scriptură, pentru că ceea ce spune un păstor este frumos și bun, dar nu este atât de important de ceea ce spune cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm un pic mai detailat la cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu de la început. Ce spune Biblia la acest subiect? Sau adresează acest subiect Sfânta Carte? Genesa 2 cu 24, textul nostru din care s-a citit în dimineața aceasta, spune în felul următor. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Cine a auzit versetul acesta predicat la nuntă? mai rar să nu se predice din textul acesta la nuntă, va lăsa pe omul pe tatăl sau și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa am predicat la multe luni din textul acesta și lipirea aceea de nevastă despre care am vorbit era o lipire emoțională, o lipire în care emoțiile, toate concentrarea, prioritatea devine partenerul de viață. Și apoi este o ultimă parte care Duhul Sfânt nu a neglijat-o. Și spune: Și se vor face un singur trup. La serviciile de nuntă, în comunitățile noastre, nu intrăm în niciun detaliu la acest subiect și bine facem, pentru că nu este locul acolo pentru a intra în detalii. La cele mai multe nunți vorbim de a deveni una la nivel intelectual, emoțional, psihologic. Și menționăm doar tangențial componenta fizică a ceea ce înseamnă între soț și soție să devină un singur trup. Acum, întrebarea la care trebuie să răspundem este: vorbește oare textul biblic din Genesia 2 cu 24 despre probleme de intimitate? Pentru a ajuta la răspunsul la această întrebare, este important tot să privim în Scriptură, pentru că, iubiților, Scriptura tot prin Scriptură se interpretează. Nu putem să dăm nicio interpretare privată, ci trebuie să lăsăm ca, ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să se interpreteze singur. Textul care este important pentru a da răspuns la această întrebare se află la 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 16. Și dacă aveți Biblia dumneavoastră, eu le-am pus paralel, nu știu cât de bine le puteți vedea acolo pe ecran, dar le voi citi. Textul din Genesa 2 cu 24, deja l-am citit, îl cunoașteți, este proaspăt în mintea dumneavoastră și apoi există un text în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 16, care spune în felul următor. Uitându-ne la ultima parte a versetului din Genesa 2 cu 24, și se vor face un singur trup. Ce înseamnă aceasta? Este vorba doar de nuanțe emoționale, nuanțe intelectuale sau este vorba și de altceva? Cuvântul Sfânt spune în felul următor. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Avem deci o interpretare inspirată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel, în care preia textul din Genesa 2 cu 24 și ne comunică clar este vorba în acest pasaj din Genesa 2 cu 24 de intimitatea între soț și soție. Iubiților, cum am dovedit, intimitatea este ideea lui Dumnezeu și ca atare este bună. Efeseni 3 cu 5 cu 31 din nou notează și face referință la Genesa 2 cu 24. În Noul Testament, Efeseni 3 cu 5 cu 31 spune De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Din nou, Duhul Sfânt afirmă planul și desenul lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu pentru orice familie. Mântuitorul Isus Hristos în Matei capitolul 19, dar versetul 4 la 6, din nou afirmă textul din Genesa 2 cu 24 care spune în felul următor: Drept răspuns le-a zis el: Oare n-ați citit căci ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și le-a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Avem mărturia vechi-testamentală, avem confirmarea în definiție, în limbaj, în Noul Testament, inspirat de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Avem pe Sfântul Apostol Pavel care din nou menționează în contextul căsătoriei, în contextul familiei această realitate de, de mare folos. Și-l avem pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care nu neagă acest lucru, ci de fapt afirmă acest lucru. Dar o mare precizare care trebuie să fie și care nu putem să neglijăm niciodată. Sfânta Scriptură este clar, intimitatea nu trebuie abordată niciodată fără angajamentul căsătoriei. Asta nu înseamnă că ai cerut-o și a spus da și deja poate începe acest proces de intimitate. Nici vorba. Este vorba doar în contextul căsătoriei. În afara contextul de, contextului de familie este urât, este de nedorit, este păcat. Este un abuz a persoanei noastre și un abuz a celelaltei persoane, interzis absolut categoric. Dar, în contextul familiei, lucrurile se schimbă. 1 Corinteni capitolul 6, versetul 19, ne spune, nu știți căci... Trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. În alte cuvinte, înainte de căsătorie avem datoria sfântă de a ne păstra curați din toate punctele de vedere. Textul din Evrei, capitolul 13, versetul 4, care spune căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul căsnicie să fie nespurcat. Se aplică, bineînțeles, în familie, dar iubiți-vă, patul se poate spurca chiar înaintea căsătoriei. De aceea este atât de important pentru fiecare din noi să ne dăm seama că datoria unui... Tânăr, datoria unei tinere creștine pocăite este să se păstreze curați din punctul acesta de vedere. Deosebit de important să se păstreze această, această curăție trupească în minte, în inimă, în cuget și în gând înainte de căsătorie. Intimitatea începe după nuntă și este un proces care trebuie să continue toată viața. Cum am notat aseară, la nuntă primim permisiunea sau permitul de construcție. Avem ștampila de aprobare a lui Dumnezeu pentru a începe construirea și construcția unei familii care, va, care este sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Intimitatea, deși nu este parte principală la nici, a, a niciunei căznicii, este lipiciul care ține lucrurile împreună. Nu eu am decis acest lucru, ci Dumnezeu a decis acest lucru ni s-a dat, este adevărat, pentru procreere, dar nu doar pentru procreere. Este o nuanță deosebit de importantă și frumoasă în familie. Și acolo când lipsește sau când sunt probleme în departamentul acesta, problemele de aici au tendința să fie văzute și în alte aspecte ale familiei și ale vieții. Observați un text deosebit de frumos, cred că îl cunoașteți foarte bine. Textul din Genesa, capitolul 26, versetul 8 și 9, care spune în felul următor. Abimelec, împăratul filistenilor, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac. Vă aduceți aminte de Isaac? În textul acesta, Isaac avea cel puțin 20 de ani de căsătorie. Nu era în lunea de miere. A văzut pe Isaac jucându-se cu nevasta sa, Rebecca. Un om cu căsătorie, cu, cu, cu o istorie mai lungă de căsătorie, să se joace cu nevasta sa. Interesant. Abimelec a trimis să cheme pe Isaac și a zis, nu mai încape îndoială că nu-i soră ta, ci îi nevastă. s-o ca și creștini, aceea, aceea sclipire în ochii noștri pentru partenerul de viață, trebuie să crească cum trec anii, nu să scadă cum trec anii. Arătarea dragostei este absolut potrivită și necesară în căznicie. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, în Proverbe 5 cu 15 și 18 și 19, spune în felul următor. Bia apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Bia apă din fântână ta? Să ai ochi doar pentru nevasta ta. Doar pentru soțul tău. Scris cu mii de ani în urmă, anticipând și tratând problemele de pe vremea aceea, căci diavolul și atunci a ispitit pe oameni. Dar mai ales astăzi trebuie să avem ochi doar în casa noastră și cu darul cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare din noi și nimica în afară de acest lucru. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Dacă ești tânăr, E nevasta actuală a tinereții tale. Dar când suntem mai în vârstă, și noi avem peste 31 de ani de căsătorie, și mă uit în spate la nevasta tinereții mele, și bucuria a fost atunci, acum a 31 de ani, și continuă și astăzi, și bucuria trebuie să crească în relația vis-a-vis -vis de dragoste, de emoțiile care le simțim unii pentru alții. Soțul pentru soția, soția pentru soț. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fi îmbătat tot timpul de drăgășile ei, fiind drăgostit necurmat de dragostea ei. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu la acest subiect care e pur și simplu în căminul nostru. În case noastre, în intimitatea unei căsătorii, ar trebui să existe. Este o provocare și diavolul adesea ori încearcă să ne limiteze bucuria chiar în acest context. Observați ce spune Sfânta Scriptură. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 3. Este deosebit de clară. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț, și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Soțul are datoria de a oferi afecțiune și dragoste soției sale. Este datoria noastră ca să ai ochi dulci pentru o singură femeie, nu pentru două, nici pentru trei. Este datoria noastră atunci când privim la ea, ea să simtă dragostea din inima noastră, nu respingerea cu ochii și cu acțiunile noastre. Sosul trebuie să înțeleagă limbajul de afecțiune rezonabil a soției sale. Trebuie să înțeleagă ceea ce dorește ea, ceea ce o face pe ea să se simtă iubită dorită, apreciată. Și dumneavoastră, dacă mergeți la lucru și șeful vă tot critică și vă tot dă în cap, cum vă simțiți? Bine? Mai ai chef să te duci la servici? Dacă ai încercat să faci o slujbă, și fratele pastor v-ar tot da în cap. Cum v-ați simți? Nimica nu-i bine. Tot timpul comentăm, bombănim. Cum ne-am simțit? Bisor, datoria soțului față de soție îi nu să îi tot de în cap. Nu sunt tot critique. Și apoi să aibă pretenții de la ea. Cuvântul Sfânt ne spune bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț. Și datoria de soț este să iubească pe nevasta sa cum iubește Hristos Biserica. Afecțiunea aceasta trebuie să fie practicată trebuie să fie împlinită nu doar într-o oră, o oră pe zi, ci trebuie să fie împlinită tot timpul, de dimineața până seara, trebuie să comunicăm căci ne iubim unul pe celălalt. Soțul trebuie să țină cont de faptul că un gram de dovadă valorează mai mult decât un kilogram de persoasiune. În alte cuvinte, vorbele pot să spună una, dar acțiunile dovedesc foarte mult. Și trebuie fiecare din noi să medităm la acest subiect. Ce acțiuni, ce, care, cum, cum arată comportamentul nostru vis-a-vis -vis de faptul că spunem că ne iubim partenerul de viață. Totodată, cuvântul lui Dumnezeu spune nevasta, nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. În contextul la versetul 3, vedem că în căsătorie se renunță la anumite lucruri. Atunci, cum am discutat ieri, în momentul când ne-am căsătorit, renunțăm la eul nostru, renunțăm la persoana noastră și aici notăm că avem datoria ca să ne împlinim datoria față de soț și față de soție. Versetul 3, în versetul 3 notăm că cheia este reciprocitatea. Intimitatea nu ar trebui să fie niciodată folosită ca o unealtă de manipulare pentru a îți atinge scopul și din nefericire. Adeseori, fie soțul, fie soția, folosesc intimitatea ca o unealtă de manipulare și de negociere. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu spune să nu vă lipsiți unul de altul de datoria de soț. Versetul, capitolul 7, versetul 5, prima parte. Din nou, intimitatea nu trebuie folosită ca o monedă de schimb. În engleză, un bargaining chip. Intimitatea nu trebuie, nu trebuie și nu va veni doar la comandă, iubiților. Acesta trebuie să recunoaștem și să vedem în viața noastră. Intimitatea necesită încredere și respect. Pentru a te apropia în căsătorie, dăm tot ce avem mai valoros partenerului nostru de viață. De aceea trebuie păstrată această legătură de respect reciproc unul față de celălalt. Și când se pierde acest respect, această cinste, această onoare, de aceea spune Sfânta Scriptură că căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Când se pierde acest lucru, se pierde prea mult. Intimitatea necesită protecție, necesită sacrificiu și înțelegere, necesită deschidere, necesită muncă care crește cu timpul. Nu se întâmplă automat și trebuie și soțul să fie foarte sensibil la această nuanță, căci intimitatea pretinde o dragoste dovedită toată viața și de când se trezește dimineața până se culcă seara. Neforțat, neabuzat. Observați ce spune Sfânta Scriptură în a doua parte a versetului 5. Căci această căsătorie, această intimitate în căsătorie, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială pentru un timp. Pentru a nu fi împreună, într-o formă de soț și soție, trebuie consimțământul de a se abține și acest consimțământ trebuie să fie reciproc, nu manipulat. Este atât de frumos și clar cuvântul lui Dumnezeu. Decât prin bună învoială. Și, iubitor, dacă un partener nu este de acord cu bună învoială, înseamnă că nu există bună învoială. Apoi, consimțământul de a se abține trebuie să țină cont de nevoile celuilalt partener. Din nou, o altă nuanță foarte importantă. Trebuie să-ți cunoști partenerul și să nu faci pe roul sau pe ceea care se crede uh, uh, foarte tare în acest sens. Consimțământul pentru abținere trebuie să fie pentru o perioadă limitată de timp după cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Pentru săptămâni și luni în șir. Nefericire, multe probleme în casele noastre în casele pocăiților apar datorită acestei absențe fără bună învoială și pentru un timp mult prea lung și dă și motivul în Sfânta Cartea Lui Dumnezeu abținerea de la intimitate se întâmplă ca să vă îndeledniciți cu Postul și cu rugăciunea. Consimțământul pentru abținere trebuie să aibă un motiv specific. În textul nostru este postul și rugăciunea. Consimțământul de a se abține nu face ca intimitatea să, fie, să nu fie evlavioasă sau de clasa a doua. La fel cum abținerea de la mâncare nu face mâncarea să nu fie bună, ci este un scop specific. Consimțământul de a se abține trebuie să fie umplut cu post și cu rugăciune, dacă este această bună învoială. Dar și în acest sens trebuie să fie bună învoială. Nu se crede soția sfânta sau soțul sfântul și spune Auzi, dragă, eu postez și mă rog luna aceasta. Și ca atare, culcă pe fotoliu. No. Asta nu. Asta nu-i sfânt și nu-i dorit de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune ca să vă cu postul și cu rugăciunea și cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu spune despre căsătorie căci anumite lucruri ar trebui să fie interzise, iubiților. Gândiți-vă! Scopul specific care este menționat aici, care justifică o absență oarecare, nespecificată, dar scurtă în orice caz, este postul și rugăciunea. Întrebarea este, dar dacă e nevoie ca soțul să fie plecat jumătate de an? Vorbește Biblia la acest sens? Căsătorit de trei luni. <coughs> Și are o ocazie în Europa, în America. Vorbește Biblia. Să nu vă lipsiți unul de altul, de datoria de soț, decât cu bun consimțământ, cu un scop specific. Care este scopul? Facerea banilor? Oportunități? Aici este balanța. Ce este mai important? Când te-ai însurat, când te-ai măritat, când v-ați căsătorit, iubicilor, v-ați căsătorit să fiți împreună. V-ați căsătorit să fiți una. Și dacă este nevoie să călătoriți undeva, călătoriți împreună. Acum înțeleg, este o misiune și eu plec în misiune o zi, două, trei, o săptămână, hai. Dar dacă cu regularitate soțul este despărțit de soție, mai multe zile, mai multe săptămâni, mai multe luni, nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu, după cum vom vedea. Scriptura ne vorbește la acest sens și spune nu, este interzis acest lucru. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5, ultima parte a versetului? Cât de bogat este și acest verset? Neavând nevoie de siologii, de siologii păgâni, ci avem, avem nuanțele și învățătura clară din partea lui Dumnezeu. Apoi să vă împreunați iarăși. Abstența iubiților nu este normală, din punct de vedere biblic. Abstinența nu este voia lui Dumnezeu, de aceea spune apoi să vă împreunați iarăși. Abstinența nu este sănătoasă pentru o căsătorie, abstinența se tratează, se vindecă cu venirea din nou împreună între soț și soție. După planul și după voia lui Dumnezeu. Care este motivul? Ca să nu vă ispitească satan. Vai, Doamne, pe câți ne-a ispitit Satana. Abstinența face o persoană vulnerabilă. Abstinența nu este sănătoasă pentru căsătorie. Abstinența nu este niciodată o scuză pentru autosatisfacerea unei persoane. Abstinența nu este niciodată o scuză pentru pornografie, pentru a privi, pentru a flerta, pentru a face lucruri care sunt neîngăduite. Abstinența nu este niciodată o scuză pentru infidelitate sau adulter. Unii spun, dar frate, asta a fost situația în casă. Dacă asta a fost situația în casă, frate, rabdă. Rabdă. Suferă lung. Fi îndelung răbdător. Fi plin de bunătate. Lucrează în acest sens ca între tine și soția relația să fie o relație de respect, relația să fie o relație de dragoste, relația să fie o relație de intimitate. Din nou, nu forțat. Cuvântul lui Dumnezeu interzice acest lucru, ci din bună învoială, cu dragoste, cu reciprocitate, ca să nu vei ispitească Satana. Nu uitați, când v-ați căsătorit, ați predat anumite pretenții personale. Și este deosebit de important să avem aceste lucruri în minte și în inima noastră. Notează, din pricina nestăpânirii voastre. Nu te considera niciodată dincolo de capacitatea de a cădea. Zor nici unul din noi nu suntem atât de tari. Avem nevoie de supraveghere. Partenerul de viață are datoria să ne supravegheze. Are datoria să vegheze, asupra noastră, să vedem ce facem, ce gândim. Să se uite la toate detaliile vieții noastre. Observați 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Astfel, dar cine crede că stă în picioare să ia seamă să nu cadă. Și cu cât de devreme în căsătorie putem să ne orientăm gândul nostru la adevărul Sfintelor Scripturi vis-a-vis de relația între soț și soție, cu atât mai bine. Evită. Cuvântul sfânt ne învață că trebuie să evităm gândurile distractive care nu l-onorează pe Dumnezeu sau pe soțul sau pe soția noastră. 2 Corinteni capitolul 10 versetul 5, Evrei capitolul 13 versetul 4. Din nou, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurgat. Asta înseamnă că în imaginația noastră patul trebuie să fie nespurcat. Asta înseamnă că ochii noștri trebuie să rămână în capul nostru. Din nou, cum am menționat anterior, ochii noștri trebuie să fie doar pentru partenerul nostru de viață, imaginația noastră trebuie să meargă doar acolo, pentru că Dumnezeu cunoaște gândurile noastre și spune clar și categoric, Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Trebuie să facem tot efortul, să luptăm lupta cea bună a credinței, nu doar în primii ani căsătorie. Ci, și după 20 de ani, după 30 de ani, după 50 de ani de căsătorie, trebuie puritatea, integritatea să caracterizeze orice familie. Trebuie să putem să ne uităm clar în ochii partenerului nostru de viață, fără sentimente de remușcare a conștiinței. Să putem să spunem, dragă, te iubesc din toată inima mea, mai mult decât acum 30 de ani. M-am dat cuvântul că voi fi cu tine toate zilele vieții mele până la moarte și m-am ținut de cuvânt. Este integritate. Chiar dacă nu sunt bani, chiar dacă nu este avere, chiar dacă nu sunt alte lucruri, dacă într-o căsătorie știm și suntem siguri că ne iubim unul pe celălalt că emoțiile noastre, că, că, trupul nostru este doar partenerul nostru, iubiților, aceasta face atât de mult, din nou, nu este partea majoră într-o căsătorie, dar când lipsește, este o mare problemă. Și n-a fost ideea noastră, n-a fost ideea bisericii, ci a fost ideea lui Dumnezeu pentru fiecare familie. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5. Tot la evitarea gândurilor care ne distrag de la uh, a ne concentra la subiecte care îl onorează pe Dumnezeu, Cuvântul Sfânt spune: Noi răsturnăm izvodirile minții. Și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob. Ascultării de Hristos. Deci, iubitor, și bărbați, și femei, frați și surori, trebuie neapărat în mintea și în gândul nostru să avem clar ideea aceasta, căci va fi un filtru a cuvântului lui Dumnezeu în care nu vom lăsa gânduri din afară să pătrundă în viața noastră. Gânduri de imoralitate gânduri de o viață compromisă detestă ce spune Sfânta Scriptură detestă și fi speriată sau speriat de orice tendință de confidențialitate din partea soțului tău 1 Tesalonicen 5, 22, feriți-vă de orice se pare rău, Evrei 10 cu 24, să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Ce vreau să, ce, ce vreau să zic cu, 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 numărul 3, care este notat în, în notițele noastre? Deteste și fi speriate de orice tendință de confidențialitate. Unul din lucrurile care le-am renunțat când ne-am căsătorit era confidențialitatea. Nu mai ai niciun secret. Telefonul? Știe să-ți ia parola? Dacă nu, de ce? Ce ai de ascuns? E-mail. Știe soțul parola. Convorbiri. Istoria de pe internet. Avem dreptul să spunem, draga, asta e treaba mea, nu te băga unde nu-ți fierbe oala. Avem dreptul să spunem așa ceva? Avem vieți separate sau vieți care sunt împreună? Cei doi vor fi un singur trup. Dacă, frate, dacă soția nu are voie la accesul telefonului, la internet, nu are voie să știe cum și unde ți-ai cheltuit banii, sau ai cheltuit banii familiei, mai bine zis, mai aștept să fie deschisă? Mai aștept să se simtă iubită sau este tratată ca o cetățeană de clasa 2, 3, 4, 5, 6? Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne spune că nu ne putem crede singuri înțelepți. Trebuie să fim gata să comunicăm unii cu alții. Și iubiților, dacă sunt tendințe înspre confidențialitate, dacă sunt compartimente în viața noastră în care nu dăm acces unii altora. Întrebarea este, dar dăm acces Domnului acolo? Și dacă dăm acces Domnului, de ce nu putem da acces și partenerului de viață? Este absolut clar că o, că o metodă clară de a ne menține integritatea este să fim complet transparenți unii față de alții în familiile noastre. Este locul cel mai sigur de a face acest lucru. Apoi ce spune Sfânta Scriptură și aici este o întrebare care a fost pusă uh, ieri, o întrebare foarte bună pe care o apreciez, uh, care a spus, da frate, ai un verset biblic care mi-l poți arăta sau un principiu biblic care mi-l poți arăta? De ce nu -ai, pot să stau de vorbă sau să am convorbiri um, pretenoase cu persoană de genul opus cu care am copilărit sau cu care am fost la liceu? Good question, cum spun americanii. Ok. Hai să răspundem. Este un text biblic. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Ești căsătorit. Și mă întâlnesc sau te întâlnești cu o persoană de genul opus, cu care ai fost la liceu. Ai avut o relație prietenoasă, nu altceva să spunem. Și soția e acolo și soțul e aici, stă jos și de mult n-a stat de vorbă soțul cu soția fără să se uită la telefon. De mult n-a stat soțul cu soția de vorbă cu un zâmbet pe față. Și Suzii. Nu-i Viorica astăzi, e Suzi. <laughs> și vai ce zâmbește Ionuț Suzi. Nu stă de vorbă un minut, două, trei, ci jumătate de oră. Uită de nevastă sa! Și sentimentele parcă sunt vărsate la viața lui Suzi. Și Suzi la fel. What do you say? Ce spuneți? E sănătos? Eu, dacă aș fi Suzi, cu toată pocăința, cred că merită ceva băiatul acela, omul acela, că nu e om, e băiat. S-a căsătorit, iubiților, după ce ne-am căsătorit, am pus-o pe Suzi la locul ei și o lăsăm acolo. L-am pus pe Ionuț la locul lui și lăsăm acolo. De ce? Pentru că ochii noștri, emoțiile noastre sunt doar pentru o persoană. Asta nu înseamnă că nu putem să spunem bună ziua. Nu, nu vorbim astfel de lucruri. Nu este, nu este o lipsă de bun simț, dar este un zid de despărțire între orice altă relație, nu dăm curs diavolului ca să ne afecteze mintea și gândirea noastră. Evită orice conversație privată cu genul opus. Punct. Este cel mai sănătos și cel mai biblic lucru, pentru că iubiților curvia este un efect târziu. Târziu. De obicei este o imaginație coruptă. După imaginația coruptă este o privire coruptă, fie pe internet, fie în alte locuri. După aceea este o convorbire care pare inocentă. Dar și mare lucru am stat la cafea. Și te super, domnule, ce duh! Mai spune și duh de gelozie. Dacă nu se pocăiește și stă la cafea cu tanti, cred că merită o vizită pastorală. Ionuț. Sau Ioana. De ce? Pentru că trebuie să prevenim acest lucru. Iubiți să ne-am însurat, să fim însurați, nu să fi, trăim singuri. Nu să trăim ca și înainte. Evită orice priviri, comentări sau, gând, sau uh, gânduri flirtoase. Nu mai avem voie să flirtăm, să vorbim, să ne comportăm într-o oarecare formă cu genul opus. mărturisește și păcatele lui Dumnezeu și celui împotriva căruia ai păcătuit. Dacă cumva s-a întâmplat uh, lucruri timpurii Momentul acesta, de aceea sunt provocările în familie, de ce avem un seminar din acesta? Pentru a ne uita în cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și dacă cineva este prins, ori aici, ori care ne urmărește pe internet, dacă cineva este prins, cuvântul lui Dumnezeu este bun și dulce, ne dă șansa pocăinței, înainte de a fi prins, dacă suntem serioși. Era un caz, nu în România, și în altă țară, în care un, un tânăr căsătorit de vreo 20 de ani, cu familie frumoasă, membru un comitetul bisericii, a venit la fratele pastor și a spus, frate păstor, vreau să stau de vorbă, am o problemă gravă. Ce problemă gravă ai? Că noi te vedem când sunt cor, ești în bord, slujești, totul este bine. Și fratele a spus, m-am obosit de a mai trăi o viață dublă. Cum? Frate, tu mă știi așa cum mă știi cum mă știi tu, mă știe și soția. Un băiat bun. Dar eu, înainte de căsătorie și după căsătorie, am fost un curvar și sunt un curvar notoriu. Nu mă pot abține. Cum? S-a întâmplat de ani de zile, când aveam 16-17 ani. Când tatăl meu era membru în comitet, și eu am aflat că tatăl meu a fost prins în aceeași capcană în care sunt eu. Și păstorul a aflat. Dar tata avea bani, avea vază. Și pastorul a trecut cu vederea. S-a făcut că plouă nu l-a pus sub disciplină. Și eu, ca și copil de 16 ani, am folosit scuza aceasta, m-am de ea. Nu-i mare lucru. Dacă tata poate să facă și dacă păstorul nu a pus sub disciplină, nu a intervenit în nicio formă, pot și eu. Dar ascultând mereu cuvântul lui Dumnezeu, ascultându-te, predicând cuvântul lui Dumnezeu, parcă sună falsul din viața mea și nu vreau să fiu un iad toată viața. Vreau să scap, frate, ajută-mă, te rog! Nu băiete, te o prins nevasta? Nu. Știe nevasta? Nu știe nimeni. N-a fost prins și apoi s-a pocăit. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a început să intervină în viața lui. Și după ce a stat de vorbă cu fratele păstor, l-a rugat pe fratele păstor să vină să stea de vorbă cu nevasta, împreună cu el. De ce? Pentru că omul acesta era deja bolnav de păcatul din viața lui și a vrut să scape. Și a spus, chiar dacă soția este justificată să mă lase, nu merit să mai fiu însurat, niciodată. Am ratat-o. Dar frate, vreau să mă pocăiesc și vreau să mă ajut dacă se poate, ca nevasta să nu mă lase. A mers, asta de vorbă cu nevasta, a, 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 un teatru atât de bun a jucat, de 20 de ani, în care nici suspiciune nu a avut. Nevasta l-a iertat, omul a fost reabilitat, dar și ce am semnat asta? N-a avut nici chei de la mașină, nici telefon, nici credit card. A fost supravegheat de la A la Z după dorința lui. O spus, sunt prea slab! să mai am încredere în mine. Au fost prea mulți ani de zile. Întrebarea este, dar a aflat cineva din biserică? Nimeni. Fratele bine mersi și a dat dimisia din comitet? A rămas totul confidențial și până astăzi, în afară de păstor, soție și familia nu știe nimeni. Și peste 10 ani de zile de recuperare, și de restaurare. De ce? Că omul s-a îmbolnăvit de păcatul care este în el. A spus, nu mai rezist să trăiesc o viață dublă. Iubisul, de aceea, în căsătorie, patul să fie nespurcat. Trebuie să menținem integritatea. Nu putem să ne permitem lucruri care sunt impermise în scriptură și de, cu, uh, cu, uh, care sunt contrare cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Numărul 7. Dacă sunteți în pericol, căutați ajutor de la păstori, căutați ajutor de la oamenii lui Dumnezeu să vă ajute, să vă ajute în această intervenție. Pentru că este o, problemă, este o problemă gravă, este o problemă deosebit de importantă în viața fiecăruia din noi. Vom conclude această sesiune. Făcând o scurtă recapitulare. Bisturor, intimitatea în căsătorie este darul lui Dumnezeu. Este planul lui Dumnezeu. Nu lăsați ca cel rău să o corupe. Acest lucru este ceva care este un dar din partea lui Dumnezeu pentru soț și pentru soție. Nu. Este imposibil să forțezi acest lucru, dar trebuie crescut, trebuie dezvoltat acest lucru și dacă cumva este cineva aici care deja a luat-o razna, este o soluție din partea lui Dumnezeu. E posibil că soția nu știe, dacă nu știe și știe doar Dumnezeu, este momentul pocăinței. Este momentul a te recunoaște înaintea lui Dumnezeu, soțul sau soția. Dacă sunt legături care încă n-au fost rupte și trebuie să rupte prin harul și prin mila lui Dumnezeu, haideți să rupem orice legătură care intervine în viața noastră și care ne împarte dragostea și sentimentele față de partenerul nostru de viață. Eu mă rog ca Bunul Dumnezeu să folosească Cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vorbească la fiecare familie, să apreciem pe soțul și pe soția și să nu ne lăsăm târâți de cel rău în a gândi corupt sau a acționa corupt. Amen.